Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia balanță, la etalarea pentru perioada lunii mai 2024. Dragi balanțe, să fiți sănătoși și sănătoase, să vă meargă bine, da? Să fiți mai voioși, mai veseli, mai prosperi, mai sănătoși și, în general, luna aceasta să vă împlinească ceea ce vă așteptați, ceea ce vă propuneți. Eu, bineînțeles, că aprind o lumânare la începutul fiecarei etalări, procedez în așa fel încât să ne punem speranța, dragii mei, în ceea ce este bun și ceea ce este luminos, ceea ce este călduros. Pentru sănătatea noastră și a celor dragi nouă, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții, pentru rezolvarea de dificultăți, da? Pentru toate aceste gânduri, da? Să încercăm să ne păstrăm speranța, că toate își vor găsi, bineînțeles, o rezolvare. Există multiple pachete de cărți și ele pot fi de tarot, de oracol. Le voi deschide, vom vedea ce mesaje primim. Vă îndemn să fiți cât puteți de asertivi cu aceste mesaje, să vedeți în ce măsură vor rezona cu dumneavoastră, dar înainte de a lua fiecare plan în parte, da, sănătatea, iubirea, finanțele sau profesia, aș vrea să extrag 10 mesaje. Primele se vor referi la perioada 1-15 mai, iar apoi celelalte 5 în a doua, pentru a doua jumătate a lunii mai. Dragii mei, sper să fie mesaje cu care să rezonați, da? Sunt absolut individuale. Văd aici un valet de bâte. Cineva așteaptă o veste bună de la un berbec, un leu sau un săgetător. Sau cineva din zodia balanță este preocupat sau preocupată de un copil, de un tânăr, văd o vindecare, văd o îndrăgostire la început de mai, multă energie, de asemenea. Să continuăm, să vedem. O îngrijorare poate să se refere la discuția sau situația prin care treceți cu cineva din gemeni, balanță sau vărsător. Voi încercați să păstrați acest echilibru între ceea ce primiți și ceea ce oferiți. În general, spune cartea, să vă detașați, pentru că s-ar putea să vă faceți griji care nu se vor concretiza în realitate, ar mai spune cărțile. Al treilea mesaj vorbește, iată, de începuturi prospere, de abundență, de relații în care nu doar iubirea este investită, dar și poate partea materială sau veți cumpăra un obiect de valoare. Aici, într-adevăr, parcă vă aliați cu persoane din semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Sunt începuturi noi și proiecte de mare anvergură. Șaptele de inimă roșie sau șaptele de cupe anunță și multă creativitate pentru o parte dintre voi, dar și ușoara confuzie dacă sunt mai multe opțiuni din care voi trebuie neapărat să alegeți. S-ar putea să vină persoane din semne de apă, rac, scorpion, pești, care să vă sucească mințile, cum se spune, dragii mei. Voi puteți să vă îndrăgostiți, da? Sau să fiți așa confuzi. Spre mijlocul lunii mai văd această tendință de a vă păstra valorile, de a fi cât mai economi, de a interacționa într-un mod minim cu ceilalți. Nu prea vă place să investiți, dar probabil că nici nu veți câștiga foarte mult. Tauri, Fecioare, Capricorni poate sunt alături de dumneavoastră. Mergem mai departe să vedem a doua jumătate a lunii mai ce va aduce. Și văd într-adevăr tendința voastră de a vă apăra propriile interese. Cu acest șapte de spade veți avea grijă să nu fiți păcăliți, să nu fiți manipulați. Veți alege între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Cineva cu ochii albaștri, dragii mei, se evidențiază în cazul acesta. Apoi avem cartea treiului de cupe, care fie anunță o sărbătorire, o bucurie, un succes,
pe care îl aveți cu prietenii, cu persoanele dragi. Atenție la relații trio! Sunt persoane din rac Scorpion-Pești, alături de care poate veți petrece în a doua jumătate a lunii mai. Regele de cupe, ce frumos! Aveți, dragii mei, multe cărți de cupe. Deci aveți șaptele de cupe, aveți treiul de cupe, iată și regele, care anunță o maturitate emoțională deosebită. Domnii din balanță vor fi iubiți și soți, grijulii, vor fi tătici sau vor fi frați foarte buni. Aici văd și parteneri, poate, din rac, scorpion, pești, extrem de grijulii în relațiile voastre sentimentale. Dragii mei, și încă un valet, iubirea, îndrăgostirea, copiii din rac, scorpion, pești, împăcări, emoții frumoase, vindecări de asemenea. Foarte, foarte emoționali văd că sunt cei din balanță, da, și sunt șanse, dragii mei, da, ca valeți de cupe, să puteți deveni regi de cupe sau regine de cupe, adică să ajungeți, cum spuneam, la o maturitate emoțională, da? Pentru că sfârșitul lunii mai vă găsește boemi și îndrăgostiți, asta îmi spun cărțile. Dar iată și cu stabilitate și siguranță materială totodată. Poate fi și un partener din Taur, Fecioară, Capricorn care să vă ofere o viață interesantă și îndestulătoare, dar poate fi, da, partenerul din Taur, Fecioară, Capricorn, ori voi doriți să aveți o stabilitate, voi doriți poate acel job minunat, vă bucurați și de dragoste, vă bucurați și de profesie, vom vedea, bineînțeles, ce spun pachetele de tarot individuale pe care le voi folosi. Și începem cu planul amoros, să vedem iubirea pentru zodia balanță în luna mai 2024. Cu această cruce celtică, eu am ca primă informație un paș de spade. Este aici o persoană din gemeni balanță vărsător care se interesează de voi, care vă spionează. Ori voi sunteți cei care adunați cât mai multe informații, sunteți foarte atenți, foarte grijulii și vigilenți în legătură cu această persoană posibil din semn de aer. Ca și clarificare, am un cavaler de bâte, ceea ce îmi spune că o iubire este gata să nască, pasiunea se revarsă, dar văd totodată și foc de paie. Aveți grijă, nu investiți emoțional decât în relațiile care au câte cât o pantă ascendentă, nu treceți la etape următoare pe repede înainte, spune cartea. Poate veți da de o persoană din berbecleu săgetător care să fie mai impulsivă, care să fie mai pasională, care să încerce practic să sară etape și vrea să vă seducă într-un fel sau altul. Ce știți cu marele preot este căsnicia pe care vă doriți, căsătoria, protecția divină de care aveți nevoie. Poate fi o persoană din zodia Taur sau un consultant, un membru de familie care vă amintește tradițiile și obiceiurile în dragoste, în familie, în general. Ce nu știți este acest cavaler de spade. Poate să fie dorința voastră de a vă atinge scopurile, de a cuceri o anumită persoană, sau este un partener din gemeni balanță vărsător care vine valvârtej spre voi, tot așa ca să poată să vă cucerească. Este o persoană care calcă peste orice ca să-și atingă aceste obiective. Sfârșitul aprilie vă găsește într-o magie, da, magia iubirii, în prezența unui berbec, geamăn sau săgetător. Ori voi sunteți acești magicieni sau doamne magician în viața partenerilor. Iar pentru sfârșitul lunii mai văd un 3 de monede, care într-adevăr vorbește de deblocări, de colaborări, de investiții materiale și emoționale în relațiile voastre, relații care se pot naște prin interacțiunea cu taurii, fecioarele, capricornii.
Trei de monede arată un debloc, o deblocare, arată că vă simțiți bine cu această persoană, dragii mei. Și sper așa să fie. Eu vă mulțumesc tare mult și hai să mergem acum la partea aceasta de carieră. Iată, deja cărțile s-au înfățișat. În carieră trebuie să faceți o alegere. Poate e legată de un geamăn, cineva din Gemeni. Sau e vorba despre o alegere bazată pe moralitate. Poate ați primit o contraofertă. Sau este aici ceva, o ispită, da? În orice caz, ca și clarificare, aveți un 4 de monede. Nu vreți să pierdeți bani, nu vreți să riscați. Chiar dacă nu veți câștiga foarte mult, important este ca investiția voastră să fie minimă. Așa, cel puțin, așa gândiți. Poate că nu vreți să rămâneți peste program, poate că faceți mai degrabă economie decât să depuneți o muncă suplimentară. La nivelul a ceea ce știți cu treiul de monede, dar vorbim despre disponibilitatea voastră de a lucra în echipă, despre anumite deblocări, despre ajutorul unor persoane din Taur Fecioară Capricorn. Ce nu știți, dragii mei, este prințul de monede. Un prinț de monede despre care nu știți aduce, să știți, o stabilitate. O stabilitate, o siguranță. Aici este un bărbat, poate din Taur Fecioară Capricorn, care are șanse să ajungă un fel de rege de monede. Dar voi vreți să câștigați, să aveți un profit, ca lucrurile să meargă bine în cazul dumneavoastră. Hai să vedem mai departe ce spun cărțile. Avem un 5 de bâte care, în general, anunță sfârșitul lunii aprilie ca fiind plin de tot felul de îndatoriri, de concurențe, de examene sau, da, vă văd aici poate lucrând cu berbecii lei săgetători și învingând, da, niște inamici, niște concurenți, cum spuneam. Iar sfârșitul lunii mai vine cu prințesa de spade. Aici crește autoritatea voastră, obiectivitatea și expertiza pe care o aveți. Aveți mari șanse să ajungeți ca regine, da, acum sunteți prințese, să ajungeți regine de spade, să aveți succes în ceea ce vreți să faceți la nivel profesional. Aici poate vorbi și de un job nou sau o persoană din Gemeni, balanță vărsător, care se manifestă pentru voi în aflarea dreptății și a adevărului. Să vedem acum, pentru dragile doamne și dragii domni din balanță, ce anunță cărțile de tarot. Wow! Prima dintre cărți se referă, iată, la un cavaler de bâte. Deci, banii pot veni destul de rapid din ceea ce vă place vouă să faceți. S-ar putea o persoană din berbec leu săgetător să vă plătească o anumită sumă, dar voi, în general, generați această valoare prin a face ceea ce vă animă. Clarificarea ține, dragii mei, de un 7 de bâte. Vă ridicați deasupra neplăcerilor, vă puneți, aveți măsuri de precauție la nivel financiar, nu veți risca, vă veți apăra de tot felul de atacuri. Apoi, ce știți, dragii mei, turnul. Știți că este poate o persoană din zodia berbec care vă dă puțin planurile peste cap. Vine cu niște corecturi pe care le aveți de făcut într-un proiect sau pur și simplu trebuie să refaceți o anumită strategie legată de bani, da, cu acest berbec. Ce nu știți, dragii mei, este un 6 de monede care aduce echilibru financiar, aduce poate o sponsorizare sau dorința voastră, da, de a primi acești bani de la Tauri Fecioare Capricorni, care au grijă, da, de acest echilibru material. Sfârșitul lunii aprilie are soarele. Voi veți vedea, într-adevăr,
că planul acesta al banilor este echilibrat. Se duc niște griji. Soarele poate fi un leu care vine cu o sumă de bani, iar viitorul, sfârșitul lunii mai, are steaua. Steaua vine cu speranțe, cu rezolvări, cu bani din partea vărsătorilor, dar într-adevăr se menține această bucurie că lucrurile merg în grafic, așa cum s-ar spune. Dragi doamne și domni din balanță, ia să vedem și planul sănătății și a sufletului, dar acum cum se manifestă planul emoțional al dragilor balanțe. Avem aceste mesaje care spun în felul următor. Plopul vă anunță că vin vești și se iau decizii și că lucrurile se mișcă pentru dumneavoastră, da, în partea de sănătate, în partea emoțională sau în cea care ține poate de emoții, da, de relații. Hai să vedem, de relația cu sinele. Dețineți puterea de a alege cu înțelepciune și bun simț ceea ce este eminamente benefic. Și e carta cu numărul 3. Aici parcă văd un copil interior. Voi vă apărați interesele copilului interior sau a copiilor voștri. Deci aveți o înțelepciune și un bun simț care vă vor ajuta eminamente benefic în deciziile pe care le luați. Să vedem următorul mesaj, ce dorește să vă transmită. Și avem aceste trei cărți. Primul spune că sunteți prea atașați de trecut. De preferință ar fi să mergeți înspre atingerea acestor obiective. Am numărul 6, 6 de cupe. Atașamentul acesta de trecut vă îndeamnă să lăsați într-un fel, da, cum să spun, acele dependențe de anumite persoane și să fiți mai încrezători în prezentul și viitorul care se deschide în fața voastră. Mai am de asemenea inocența care vă îndeamnă să faceți lucrurile simple care vă aduc o fericire zilnică, da, în doze mici, dar multe, și saltul. Iată o importanță deosebită pe care o are curajul de a merge în întâmpinarea visurilor dumneavoastră. Eu sper ca lucrurile să meargă bine în cazul respectiv și hai să vedem la ce anume se referă și mesajul din acest oracol pentru zodia balanță. Iată, spune așa, iubirea mea e nelimitată. Cu cât oferiți iubire, în primul rând iubirea de sine, dar și iubirea pentru ceilalți, cu atât mai mult aveți de unde să oferiți. Și ce mesaj există pe această card? Unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. De îndată ce voi sunteți foarte atenți la dorințele și nevoile voastre, și voi percepeți lumea ca fiind un univers blând și iubitor, cu atât mai mult veți fi deschiși să înțelegeți prin ce trec ceilalți, cu atât mai mult veți fi empatici și dornici să-i ajutați, să le oferiți o mână de ajutor, un suport. Eu așa sper, dragii mei, chiar să fie o lună deosebită, cum au arătat cărțile. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Bineînțeles că m-aș bucura să vă înregistrați, da, să vă abonați. Vă mulțumesc că faceți parte din Agapia Tarot și vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Să aveți grijă de voi. Pa, pa, numai bine!